Bun găsit! Suntem vorbăreți și isteți, de aceea putem primi idei foarte bune, dar știm să ne transmitem ideile. Berbecii au o zi în care toate lucrurile se desfășoară cu viteză, atenție un pic mai mare la drumuri, negociază foarte bine, poate că îi sâcâie pe unii cu insistențele lor, dar rezolvă lucrurile. Pentru tauri, ziua aduce niște rezolvări financiare, descoperă la timp cum să repare o pierdere sau o pagubă. Pentru gemeni, ziua aduce farmec și popularitate. Așa că n-ar trebui să evite întâlnirile, dimpotrivă, sunt remarcați și le sunt apreciate vorbele. Pentru raci, în această zi, discuțiile sunt subtile. Poate că primesc niște aluzii și e bine să reflecteze la intențiile cu care au primit aceste vorbe. Fac politică. Pentru lei, ziua este aducătoare de idei pe care le captează. Poate că întreabă sau consultă pe alții într-un fel sau altul, se inspiră și țin pasul cu vremurile. Sunt printre primii care aplică ceva ce a apărut de puțină vreme. Pentru fecioare, vorbim de o zi care poate aduce cu interesare. Știu cum să pună problema astfel încât o persoană de care au nevoie să fie foarte încântată, să dea o mână de ajutor. Pentru balanțe, bune discuții astăzi, se stă la masa negocierilor, se aduc argumente și știu să sublinieze ce este mai constructiv. Poate chiar laudă, un pic perie, un pic, da, așa merg lucrurile. Pentru scorpion, bună muncă astăzi, cu idei stețe, se bazează mai mult pe intelect decât pe mâini, munca de astăzi, și știu cumva să extragă tot ce este mai favorabil și de la ceilalți, dar și din situațiile trăite. Săgetătorii se bazează pe relații, au o zi de farmec personal, poate că și deschid multe uși dacă știu să se poarte și să vorbească. Capricornii hărnicuți astăzi nu lucrează singuri și nu doar pentru ei, dar vin rezultate și financiare în urma acestei munci, mai mult pedagogică pe care o fac. Vărsătorii sunt spontani, ingenioși și creativi, lucrează foarte bine în condiții de libertate, dacă își fac singur programul, sunt eficienți, își termină treaba până la urmă, chiar dacă în stilul lor propriu. Peștii pot apela la o activitate trecută sau ceva ce n-au rezolvat în trecut. Le e foarte ușor acum să rezolve. Își dau seama ce nu mergea. Așa încât reparații care au loc acum. O zi bună, pentru că suntem isteți și pentru că ne dăm voie să fim isteți, adică lăsăm deoparte încăpățânarea și prejudecățile. Mai bine ne vedem și